Compania Națională de Investiții și-a asumat efectuarea studiilor și expertizelor necesare pentru reabilitarea prefecturii Gorj. Fără efectuarea acestor proceduri, lucrările nu pot începe. Costurile depășesc cu mult bugetul instituției de la Târgu Jiu, iar angajații nu au putut fi relocați, deși clădirea este grav afectată de cutremurele de peste 5 grade, ce au avut loc în luna februarie și care au fost urmate de peste 2000 de replici. Am făcut o vizită la Compania Națională de Investiții și ne-am asigurat că ei își asumă studiile, expertiza și costurile și dalii pe cheltuiala lor, urmând ca în 2-3 săptămâni să-și scoată la licitație aceste studii. Reprezentanții prefecturii nu știu încă suma în care ministerul îi va obliga să se încadreze pentru a închiria viitorul spațiu ce va fi folosit pe perioada lucrărilor. Am văzut o listă de astfel de locații, să vedem ce se întâmplă între timp, pentru că trebuie să ne încadrăm în niște limite bugetare negociate cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne și înțeleg aici că limitele bugetare sunt destul de strânse. Adică, pur și simplu, Ministerul de Interne sau reprezentanții Ministerului cu care am vorbit luni ne-au spus că mai au spețe similare de mutat a unor sedii de prefecturi în alte 4 județe în țară, pentru că acestea intră pe reabilitare în Programul Național de Redresare și Reziliență. Deci n-ar avea un cost în amenajare, dar un cost în a muta și nu știu încă cum o să facă. Și aici așteptăm să vedem ce buget ne oferă la dispoziție pentru a putea face căutări. Partea veche a clădirii prefecturii a fost evacuată după ce bucăți din tavane și din tencuială au căzut, iar pereții s-au crăpat. Zona a fost blocată fiind considerată un pericol pentru salariații care au fost îngrămădiți în birourile altor colegi în zona mai puțin afectată a imobilului.